ai mers la concursul de sărit, cu sacul, după aceea te duci la arc, după aceea te duci la dat, după aceea te duci la bicicletă, Vedeți că mai este o coardă pe aici, mai sunt niște minci, tenis, badminton, da? Sunt așa. Da? După aceea, jonglerile cu mingea, unde vreți băieții să le facem? Acolo pe ciment sau vreți aici pe iarbă? Pe ciment. Pe ciment? Mergem în partea aia? Deci când te-ai dus la concursul de bicicletă, după aceea rămâi și la concursul de jonglerii. Ați înțeles? Da? Bine. Așa, și la concursul de toată, ultima dată, veniți toți ca să fie ceva, ca să fie mai, ordonați, da? Bine. Mulțumesc. Deci acum cei care sunteți înscriși la concursul de sac, acolo la domnul profesor. Care ați cântat foarte bine, o să dăm pe clase. Premiul întâi pentru la clasa a doua, la Rion Daria Elena. Tot premiul întâi la clasa a treia, Lucu Oana Maria. Felicitări, Oana! La clasa a patra avem premiul 1, Grapa Andreea. Și premiul 2, Talica Lorena. La clasa a 5-a, premiul 1, Bădărău Diana Florentina. Cred că ne-am greșit numele. Unde e? Nu e, la școală probabil. La clasa a 6-a ne-a fost foarte greu să departajăm. Avem două voci foarte bune. Amândouă premiul 1, e vorba de Moroșanu Adelina și de Palaghia Denisa. Denisa la școală. O voce iarăși foarte bună, dar stăpânită de emoția. Ambrosia Alexandra, premiul 2. Premiul 3, Florina Grosu. La fel, emoții mari. Clasa a 7-a, felicitările de rigoare, premiul 1, Crețu Magda. S-au dus așa ghiozdanele. La clasa 8-a, iarăși foarte greu de departajat, știți foarte bine, fetele cântă minunat. Premiul 1, Șendrea Amalia. La egalitate cu Diana Lupu, fetelor, unde sunteți? Da, iau și pe alu Amalia. Iar Cristiana primește pe lângă premiul 1 și trofeul concursului. Felicitări, Cristiana! Da, și regina acum. Și diploma. Ajungem la concursul de poezie.
unde premiul 1 detașat îl ia Elisabeta Morari-Runde. Felicita, felicitări, foarte mult suflet ai pus. Premiul 2, Magda Crețu. De asemenea, impresionat, nu e Magda, e la școală, a impresionat juriul. Iar premiul 3, în ciuda emoțiilor, Andreea Manolache. Hai, Andreea. Felicitări, Andreea, să capeți mai mult curaj. Ajungem la concursurile sportive care știți foarte bine s-au desfășurat pe ateliere fără să fie o ordine anume, este exact în ordinea în care am scris noi diplomele. Începem cu poaca. Premiul 1, Moroșanu Andrei. Premiul 2, Leacu Ștefan. Și premiul 3, Bradu Andrei, de la clasa 5-a. La ceea ce pasionează toți băieții din școală, jonglerie cu mingea de fotbal, premiul 1 îl ia... unde e? Alexandru Leacu. Fost elev de-al nostru, din păcate, ar trebui să nu-l lăsați, dar sigur că da, un foarte bun ajutor din comunitate pentru școală și pentru biserică. Locul 2, Crăciun Stelian. Felicitări! Și premiul 3, Călin Grumezescu. Felicitări! La concursul cu sacul. Îmi pare rău că nu v-am văzut, stăteam și scriam diplome de atunci. Cred că a fost un moment extraordinar. Premiul 1, Ambrosia Ana Maria. Trebuia și un sac premiul să-mi dă. Premiul 2, Moroșanu Ana Maria. Iar premiul 3, Andreea Amalia, care iarăși s-au dus la școală, da, înapoi. La bicicletă, premiul Moroșanu Andrei. Andrei Moroșanu. Andrei. Moroșanu Andrei. Se bucură de celălalt premiu. A fost. La bicicletă? Păi a fost trecut pe listă. Ok, atunci o să vedem, refacem pentru bicicletă, refacem, ne-a dat doamna de chimie. Roxana, ai fost? Că acum îndoiesc că este. Pot face Roxana, poftim. Hai, Roxana. Și Rusu Ștefan? Aplauze și pentru Rusu. Mai bine să le dai în mână, dacă așa faceți, nu? Și Manolache Petru. Petrica! Petrica! Nu este. La darts, foarte interesant, am dat și eu, părinte, dacă observați o gaură acolo în peretele bisericii de la săgeata mea. Pe locul întâi, chipul Gabriel. Pe locul 2, Andreea Sebastian. Unde-i Sebi? La școală. Și pe locul 3, Maftei Teodor. De asemenea, la egalitate de puncte, pe locul 3, Elisabeta Morariu. Hai, Elisabeta. Nu mai o bună recitatoare, probabil țintești poeziile foarte bine. La concursul cu arcul, locul 1, Grosu Gheorghiță. La școală. E la școală. Locul 2, Ursul Răzvan. Au plecat tot ghiozdanele la școală. Și la Seba, da. Locul 3, Andrei Cioinea. Și el tot la școală trebuie să vină. Da. Felicitări, copii, la mulți ani încă o dată, să fiți fericiți și să vă bucurați de tot ceea ce aveți. Mulțumim frumos, doamna! Podrul e de-aș fi ca tine, fericit aș fi pe lume. Tu ai flori și păsări multe, lumea vine să le asculte. Așa mă topesc și eu mai, părul e de dorul tău mai. Codrule, 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 codrule.
Ne aflăm alături de câștigătoarea trofeului de astăzi. O fetiță foarte talentată, foarte gospodină, foarte bună la carte, foarte iubită de comunitate. Cristiana, te rog frumos să ne spui ceva despre tine. În primul rând mă numesc Pralea Cristiana Elena, am 15 ani, sunt din Bozieni, de jos.
Să vă spun câte ceva despre mine. Eu acum sunt singura acasă, am grijă singură de gospodărie și, cum a spus și doamna, sunt foarte îndrăgită de oameni, deoarece spun că am trecut prin multe și știu ce e aia greutate și mă apreciază foarte mult. Am doi frați mai mari, sunt plecați, nu, când vin acasă au grijă de mine, nu suntem foarte uniți. Tata la fel, e foarte bucuros de mine. Părinții nu locuiesc lângă cu tine, da? Stau doar cu tata, dar el acum este plecat la muncă. Legat de activități, îmi place foarte mult să merg la biserică, să cânt în cor, să ajut părintele. Îmi place să fac multe activități. Am văzut că și profesorii de la școală te apreciază foarte mult. Am înțeles că înveți foarte bine. Ce vrei să te faci când o fii mare? Eu am zis că vreau să continui cu muzica, să am o carieră, dar pe lângă, în paralel, vreau să fac și învățătură, adică să ajung la medicină. Să ajung... Vrei să devii doctor, foarte bine. Dar spune-mi, am văzut că ai o voce curată, frumoasă, singură, ai învățat să cânti? Și singură, dar cu ajutorul domnului profesor Carp Cătălin mi-am dezvoltat vocea. El m-a ajutat. De părintele Carp, care este și profesor de muzică și de religie. Deci pe tine biserica te-a ajutat foarte mult în evoluția ta. Da. Și în muzică, și în disciplină, și în sfaturile pe care ți le dă părintele. Da. Și am înțeles că ești și foarte iubită. Cristiana, îți mulțumim, îți urăm și eu vă mulțumesc. Să-ți împlinești visul, să-ți trăiești copilăria, să te bucuri de tot ceea ce ai și să fii un sprijin în continuare pentru familia ta, pentru că mai târziu comunitatea se va mândri de tine, așa cum se mândrește și cu mulți alți oameni plecați care au făcut o carieră și care fac cinste comunei, așa cum a fost astăzi și domnul solist Gigi Moroșan. Mulțumesc frumos, sănătate multă! Și eu mulțumesc! Le doresc să-și vadă viitorul frumos, să aibă o carieră frumoasă, să nu o ia pe drumuri greșite, să învețe din lucruri greșite și sper să ajungă mare. Și să pună accent pe carte, da? Da. Contează enorm de mult să mergi la școală, să fii ascultător, să fii un exemplu pentru cei din jur. Bravo, Cristian. Mai ales să țină cont de sfaturile celor în vârstă. Bravo. Da-și putea mai